Deci au fost aduși doi copilași în vârstă de unul respectiv 4 ani, frați din mediul rural, care pe fondul nesupravegherii, lăsați nesupraveghează către părinți, au fost victimele unui incendiu mic în familie, dar cu degajare importantă de fum, practic un scurt circuit la un prelungitor care a ars și în acest context ei au prezentat simptomele unei intoxicații cu fum, fiind internați pentru supraveghere la secția de toxicologie, dar cu evoluție favorabilă. Iar în cursul dimineții a mai venit un sugar de 5 luni, tot de mediul rural, care pe fondul și afectării părinților s-a ridicat suspiciunea unei intoxicații cu monoxid de carbon, care s-a confirmat prin investigații efectuate. De asemenea, internat pentru supraveghere la toxicologie, părinții au fost trimiși la Spiridon.